Biblioteca Municipală a fost gazda unui concert de colinde din repertoriul național și internațional, susținut de Gabriela Pepelea, soprană, Beatrice Simida Gheorghe, pianistă, și de către studenții extensiei din Piatra Neamța, Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Este ceva ce îmi doream de foarte mult timp să se întâmple și la Roman. Eu sunt studentă în anul 4 la conservator la Piatra Neamț. Este o extensie a Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca și noi tot mergeam așa prin tot felul de orășele, orașe, mai mari, mai mici, și numai aici nu ajungeam. Și de vreo 3 luni să fie de acum am discutat și ne-am înțeles foarte bine cu doamna director de la Biblioteca Municipală din Roman și am început să venim lunar cu câte un proiect. Iată, luna aceasta fiind decembrie, am venit cu Christmas Carols, un moment care se dorește a împăca mai multe gusturi. Avem și colinde tradiționale și colinde clasice, de muzică clasică, și ceva jazz. Eu am fost plăcut surprinsă și poate nici foarte surprinsă, cât m-am bucurat că rămașcanii mei au răspuns pozitiv la fiecare eveniment. Oamenii au nevoie de bucățica aceasta de cultură, de muzică pentru suflet, și pentru asta suntem noi aici. Magică, o seară dedicată sărbătorilor care se apropie. Numărăm anii lumii de la nașterea unui punc, într-o iese, la Betleem. Din acea seară, toată istoria omenirii se raportează la înainte și după Hristos. Invitații noștri din această seară, doamnele profesori și studenții domniilor sale, ne-au pregătit un program de colinde. Eu nu o să vă mai spun nimic, i-am auzit la repetiții, sunt absolut adorabili. Foaierul bibliotecii a fost duminică neîncăpător, ceea ce nu a făcut decât să încânte interpreții, publicul venit să participe la concertul de colinde fiind de-a dreptul fascinat de cele auzite.